Bine ați revenit la o nouă emisiune Ascendent. Aniela sunt, gazda voastră pentru următoarele 30 de minute. Tema emisiunii de astăzi este prietenia. Un vechi proverb spune că cel mai nefericit om este cel care nu are prieteni, cel care nu are cu cine povesti, să zicem. În emisiunea de astăzi ne propunem să descoperim ce înseamnă prietenia, care este valoarea unei prietenii pentru noi. Iar înainte de a vă prezenta invitații pe care i-am chemat împreună cu mine în această zi, haideți să urmărim un material pregătit de către echipă. După ce criterii îți alegi tu prietenii? După suflet. Să fie, nu știu cum să spun, bine crescuți, cu bun simț, cei 7 ani de acasă. Și, bineînțeles, și le stea capul la învățat. Ai și câte o distracție, nu strică, dar mai mult învățat. Prietenii de obicei aleg atunci când am probleme cele mai grele și ei sunt lângă mine. Deci nu, dacă mă ajută și mă înțeleg, atunci da, îi consider prieteni adevărați. Să fie corect, cinstiți, să avem subiecte comune de discutat. Trebuie să mă înțeleg cu ei. Întotdeauna am acceptat oamenii așa cum au fost ei. După afinități, preferințe în diverse domenii. După caracter, după felul de a vorbi, după religie. Păi, în primul rând, ar trebui să fie acolo lângă mine când am nevoie, nu? Și de obicei, cam sunt. Eu zic că am prieteni destul de buni, așa. De obicei, dacă mi-aleg un prieten, vreau să fiu un om de omenie, un om în care să am încredere și pe care mă pot baza. Și trebuie să treacă destul de mult timp ca să poți să consider pe o persoană prietenul tău. Atunci când ai nevoie de ei, ei sunt cei care te ajută, nu? Depinde. De gusturi, de caracterul fiecăruia. E posibil să avem... Eu știu, hobby-uri diferite, să ne înțelegem totuși. Bun simț, simpatici, deștepți, prietenoși, să nu fie lași. Cât de sinceri sunt și dacă te ajut atunci când ai nevoie, atunci aș dovedesc că sunt într-adevăr prieteni. Să simt eu că sunt potriviți pentru mine, să facem parte din același anturaj, avem aceleași preocupări. Care sunt elementele care fac o prietenie să fie durabilă? Încredere. Sinceritate. Să lăsăm de la noi și să ne acceptăm așa cum suntem. Să fie și el de aceeași părere cu tine. Respectul reciproc. Să știi să te faci plăcut celelalte persoane. Să avem prima dată ceva în comun și restul vine de la sine. Fidelitatea și dragostea, tandrețea. Încrederea. Și ar mai fi ceva, dar da, nu mi-aduc aminte acum. Ajutorul reciproc. Caracterul. Și felul omului de a fi, eu știu, dacă te înțelegi, dacă poți să discuți, dacă să n-ai secrete. Haideți să-i cunoaște și voi pe invitații mei din această zi. Am să încep cu Nico. Studentă, nu am să spun în ce an, oricum este studentă la jurnalism. Unul dintre visele ei pe care mi l-a șoptit este că ar vrea cel puțin să viziteze toate mările de pe fața pământului. A vizitat doar 5, mai are. Luci, student la Facultatea de Medicină, specialitatea fizokinetoterapie. Visează să lucreze într-o clinică particulară. Laura, studentă la Facultatea de Arte, este o fire dinamică, iubitoare și spune că a descoperit adevărata valoare a prieteniei încă din liceu. Cipi, student la contabilitate, la Facultatea de Științe Economice. Iubește copii, visează la sporturi extreme, îi plac la nebunie. Ce reprezintă pentru voi prietenia, un prieten? Aș încerca să definesc ce înseamnă pentru mine un prieten adevărat. Și în primul rând aș spune că un prieten adevărat își pune timp deoparte pentru tine și caută să te asculte, să te înțeleagă și dacă ai greșit, nu caută să te judece, ci caută mai degrabă să rezolve împreună cu tine problema respectivă. Și mai apoi să te încurajeze și, evident, să te accepte așa cum ești. Și un alt principiu pe care l-am auzit și din clip este sinceritatea.
într-o relație de prietenie e neapărat nevoie să existe sinceritate. Nico, spune-mi, tu ai prieteni adevărați și dacă ai prieteni adevărați, care sunt calitățile acelui prieten sau acelei prietene care te-au făcut să-l vrei în viața ta și să-l ții acolo? Atins, cred că am prieteni adevărați și mulți o și repetat în materialul urmărit că încredere este o chestie esențială și zic că dacă nu e încredere, atunci e falsitate și de fapt nu știu dacă respectivii prieteni și doar cunoștințe. Și el a adus o idee foarte, foarte bună dacă nu își pune timp deoparte. Live-ul e mai eficient decât un telefon sau un mesaj. Deci e foarte important într-o prietenie să fie pus timp deoparte și să fie sinceritate și încredere. Laura, printre prietenii tăi, ce ai găsit în viața lor și te-a făcut să-i dorești? În primul rând am găsit profunzime și mi-am dat seama că ei sunt oamenii în fața cărora mă pot deschide, pot să îmi spun, să împărtășesc toate frământările și bucuriile mele și să știu că ei trăiesc alături de mine cu intensitate stările prin care trec. Am văzut câteva din calitățile pe care trebuie să le aibă un prieten. În ce context ne facem un prieten? Și vorbim cel puțin în această emisiune despre acel prieten adevărat, cel care nu trebuie să folosești cuvinte, ci cred că se uită la tine și aproape că știe ce simți. Luci. Cred că cel mai la îndemână mediu de unde ne alegem prietenii ar fi școala. La școală intrăm în contact poate cu cele mai multe persoane și colegii ar putea fi poate potențial mediul ideal, da, potențial prieteni. Bineînțeles, prietenii ți-i alegi în funcție de valorile la care tu tinzi. Care este principiul după care vă alegeți prietenul? Vă gândiți, ok, am să-l accept de prieten pe X sau pe Y pentru că îmi oferă ceva sau pur și simplu pentru că simți că ai ce dărui? Cipi, ce părere ai? Da, este un lucru foarte interesant pe care îl atingi. Ce cauți atunci când cauți să ai o prietenie? Cauți doar să consumi de la persoana respectivă? Cauți doar să te folosești de ceea ce are el? Sau vii și încerci să-i oferi? Și aici vorbim despre o prietenie adevărată și atunci aș spune că o prietenie adevărată începe de la tine. Tu, în primul rând, să poți să fii un prieten adevărat. Și ce înseamnă tu să fii un prieten adevărat? Înseamnă să îi acorzi atenție și respect necondiționat. Chiar dacă acea persoană nu ajunge să-ți acorde ție. Pentru că nu poți spune, din nou, invers, nu poți spune vreau să fie prieten adevărat, dar eu, din nou, sunt o persoană rea sau poate nu mă ridic la așteptările lui. Și mi-a plăcut ce a zis Luci, valorile, conform valorilor care le are și pe care le ai tu, îți alegi prietenii. Cred că unui prieten poți să-i spui chiar și ceea ce gândești, unui prieten adevărat. Unui prieten discuți despre școală, discuți despre familie, poate, și despre lucrurile cotidiene. Spuneai că unui prieten poți să-i spui și ce gândești. Spuneai că poți să-i spui aproape tot. Asta vorbim de un prieten. Voi sunteți prieteni adevărați, Laura? Da, cred că sunt o prietenă adevărată și, în primul rând, este esențial să știi să dai. Dar, totodată, dacă prietenul nu-ți oferă în schimb, nu poți să numești prietenie adevărată. Deci trebuie să trebuie existe să un echilibru. Dau, primesc. Dacă nu aș primi și aș da, eu aș trăi dezamăgiri și cred că nu m-aș mai implica în relația respectivă. Și prietenia mea a fost clădită dând și primind și împărtășind și ascultând. Mai înainte spuneai că unui prieten adevărat poți să-i spui gândurile tale, exact ce simți. Dar dacă la un moment dat în viață, cel pe care îl consideram prieten adevărat și ne-am pus pe tavă sufletul, ne-a înșelat, ce facem? Îi acordăm o a doua șansă? Nico, ce ai face? Probabil că aș acorda a doua șansă. De ce? Poate că merită și dacă nu merită, poate că trebuie să... Dar de vreme ce te-a dezamăgit, de ce crezi că mai merită? Poate că și eu la rândul meu am dezamăgit și nu m-au părăsit și ok, greșit, asta e, te las. Ar fi probabil mai inteligent din partea mea să mai stau pe baricade, să nu iau la fugă de la prima greșeală. Laura, vrea să ne spună ceva? Cred că pentru lucrurile prețioase trebuie să lupți și
ai renunțat prea ușor dacă la prima dezamăgire ai lăsat o baltă și dacă vrei să ai o prietenie adevărată și valoroasă pentru tine, trebuie să lupți mult și să accepți mult, să ierți mult și la rândul tău să fii iertat. Există un compromis, cred că, în fiecare relație și un risc. Un risc categoric. Este. Da. Cipi? Ce aș face eu dacă prietenul meu cel mai bun m-ar dezamăgi? Cred că nu aș renunța la relația respectivă. De ce? Pentru că e foarte greu să-ți faci, așa cum am zis, un prieten adevărat. Nu-i găsești oriunde. Și aș căuta să stau să văd de ce a făcut lucrul respectiv. Poate că a avut oarecare teamă sau poate că încă n-am ajuns să ne cunoaștem atât de bine și a fost teamă să-mi spună un lucru. Și atunci aș încerca să-l înțeleg în primul rând. Spuneai că i-a fost teamă să-ți spună ceva. Asta înseamnă că o prietenie adevărată cere timp. Sigur că da. Investești probabil că ani de zile, da? Sigur. Și atunci cred că e cu atât mai greu să dai cu piciorul unei relații unde ai investit ani și ani de zile. Și cred că e foarte important să ne alegem cu grijă prietenii. Ce facem dacă, de exemplu, în cercul nostru de prieteni avem persoane care, din păcate, ne influențează negativ? Ce facem? Luci? În primul rând, nu cred că aș avea un astfel de prieten, fiindcă ca să ajungă prieten adevărat, ar cere timp, cum ai spus, și ar trebui să mă implic în relația respectivă și atâta timp cât eu aș alege prietenii într-un fel după standardele mele, deci nu cred că aș putea să am un astfel de prieten. Deci e foarte important, da, totuși să fii grijuliu când îți alegi prietenii. Ai anumite standarde. Nico, care ar fi standardele după care tu îți alege prietenii? Îmi plac oamenii inteligenți sau cel puțin mai inteligenți decât mine. Oamenii deschiși. Cu care să ai ce vorbi. Cu care să am ce vorbi. Oamenii imprevizibili, care să fie gata să... Dacă eu sunt... Să te surprindă. Da, care să mă surprindă. Dacă eu, probabil, sunt într-o pasă proastă sau ceva, să preia și invers. Cred că un prieten ar trebui să fie în stare să-ți scoată în evidență calitățile pe care tu le ai. Și asta, faptul că te completezi unul pe celălalt, poate să fie o direcție în felul cum îți alegi prietenii. Prietenia adevărată are și limite? Cred că într-o prietenie adevărată ar trebui să se ajungă până acolo încât să nu existe limite. Pentru că, din nou, revin și spun că dacă nu pot să spun orice acestei persoane, înseamnă că încă n-am ajuns să o cunosc așa de bine și ea nu mă va înțelege în totalitate ceea ce simt eu. În familie poate nu poți să spui chiar toate aspectele cu care te confrunți, dar acelui prieten, dacă ajungi să-l cunoști, ajungi să comunici cu el absolut tot ceea ce îți trece prin minte. De multe ori nu spui în familie ceea ce spui prietenilor. Nico, s-a întâmplat vreodată ca un anumit prieten să nu corespundă standardelor familiei tale? Și ce s-a întâmplat? Care a fost rezultatul? Da... Dar la un moment dat chiar a ajuns să discute prietenul cu părintele și a fost, la un moment dat a ajuns să înțeleagă. Dar mai bine decât... Nu, mai bine decât mine, dar a ajuns la un punct comun fără să fac eu ceva. Și asta ți-a dat un confort. Da, deci, da, pot să zic. Pe tine te-a ajutat foarte mult ca părinții tăi să spună da, să pună votul la acela. Da, e bine că ești cu persoana respectivă sau nu e bine. Deci, într-un fel, avem nevoie, să zicem, de votul părinților noștri. Laura, ce părere ai? Cred că avem, în primul rând, să ne câștigăm încrederea. Părinții noștri trebuie să știe cu cine mergem, cu cine ne petrecem timpul și... Cred că atunci au mai multă încredere în noi din moment ce îi cunoaștem. Da, asta nu te face să te simți urmărit, spionat. Chiar nu, tocmai îmi dă libertate. Mei. Tocmai îmi dă libertate când sunt, sunt transparent în fața părinților mei. Sunt liber să merg cu ei, să petrec timp cu ei, fără să știu că o să fiu stresat când ajung acasă de părinți. Laura, spuneai că e foarte, foarte important votul părinților în relația de prietenie. Ce se întâmplă dacă la un moment dat am întâlnit acel prieten adevărat, cu adevărat adevărat, pe care l-am așteptat de atâta timp și cu care simțim că putem comunica, dar părinții nu sunt de acord, poate că au o optică diferită asupra prieteniei sau asupra vieții sau asupra viitorului nostru, ce facem? Renunțăm la prietenie? Nu știu dacă aș renunța, probabil nu. Primul pas pe care l-aș face, aș încerca...
ca părinții mei să cunoască persoana respectivă și să-i aduc față în față. Să-i aduc față în față, să vadă cum gândesc, ce principii au. Cred că e important și asta depinde și de părinții pe care îi ai foarte mult și de viziunea lor despre viață și despre prieteni. Dacă ei la rândul lor au prieteni, cred că mult mai ușor mi-acceptă și prietenii te vor înțelege. Mei și mă vor înțelege. Și te vor înțelege. De multe ori prieteniile adevărate trec prin teste. Cum am putea, de exemplu, la un moment dat să testăm un prieten, să vedem dacă într-adevăr este un prieten adevărat, Luci? Cum ți-ai testat tu prietenii? Sau n-a fost nevoie? Nu, cred că întreaga prietenie de cursul timpului e un test prin care îți încerci încrederea pe care ai unul în altul. Și, deci nu cred că trebuie să planificăm un moment anume când să testăm prietenul. Deci cred că lucrul ăsta vine de la sine prin ceea ce treci împreună. Întregul și, context. Da, în care, exact. În care deci nu cred că trebuie să-ți planifici. Cipi, vrei să ne mai spui ceva? Chiar vedeam în materiale câteva idei foarte interesante pe care le prezentau tinerii și ce aș vrea să scot în evidență este că unul din teste este să-ți pese de persoana respectivă și îți dai seama pe parcursul relației dacă îi pasă sau nu. Spunea cineva că ai nevoie de un prieten adevărat să discuți atunci când ai probleme și necazuri. Și m-am bucurat să văd că prieten adevărat nu înseamnă doar atunci când ai probleme și necazuri, ci chiar și atunci când te bucuri? Ești, da, în orice situație, pentru că asta presupune un prieten adevărat. Să plângă cu tine și să râdă cu tine, Laura. Și încă ceva. Pentru mine prietenii au fost ca o daltă. M-au șlefuit. Cred că e foarte important să, ca prietenii tăi să nu-ți ascundă greșelile tale. E foarte important să ți le evidențieze și să te ajute să treci peste ele, să te ajute să te formeze. Când văd ceva greșit la tine, e necesar ca ei să spună asta. Este, dacă cred ascund, că e și important modul în care ți-o spun, da. Nu așa, zdrang ca toporul, da, la rădăcina pomului. Cred că e important cum atitudinea e lor. Foarte important. Și după aceea cred că atitudinea ta de a capta, de a primi. Spunea cineva, Luci, că un prieten este cea mai perfectă oglindă și aici sunt perfect de acord cu ceea ce s-a spus. Aveți multe oglinzi în viața voastră? Câteva. Da, câteva. Deci, foarte multe, dar bune. Se înțeleg că prietenia adevărată și prietenul adevărat nu trebuie să fie singular, deci putem avea mai multe prietenii adevărate. Da, dacă sunt prea multe, da, de Stric. Bănuit. Da. Dar de bănuit de ce? Că ești prea prietenos? Să ai o prietenie, după cum a fost termenul adevărată, cere timp, cere o grămadă de resurse. Trebuie să investești și, da, nu poți să ai o grămadă de persoane în jurul tău în care să te investești la nesfârșit. O să te uși la un moment dat și nu o să mai dai randament. Și dacă o persoană spune că am 5 prieteni, 10 prieteni adevărați, ce tare ești, asta doar îmi zice cât de superficial ești. Așa? Da, deja o să ajungă la un moment dat când o să trateze foarte superficial acea prietenie și nu mai are nicio valoare. Haideți să urmărim un material înregistrat de către echipa noastră. A fi un prieten adevărat înseamnă a fi un om loial cuiva, a fi o persoană de încredere, a fi mai mult decât un frate chiar, mai ales când omul ajunge la nenorocire și ar avea nevoie de tine. O prietenie de durată este ceva rar, asta trebuie să spun, și unul dintre cei mai înțelepți oameni care au trăit pe pământ vreodată a fost regele Solomon și el spunea că cine își face mulți prieteni îi face spre pierzarea lui, pentru că nu cantitatea contează în prietenie, ci calitatea. Dar dacă e o prietenie de durată, atunci ea sigur trebuie să aibă la bază câteva elemente. Una dintre prieteniile faimoase din istoria omenirii a fost prietenia dintre prințul Ionatan, fiul regelui Saul, și David, care era un comandant de oști în armata lui Saul și urma să fie rege. Acolo, în această prietenie, se observă câteva elemente, ca să zic așa, foarte importante într-o prietenie care fac să dureze prietenia. Desigur, unul este transparența. Dacă doi oameni sunt prieteni, ei trebuie să fie sinceri unul cu celălalt, să fie deschiși, să fie vulnerabil, să nu-și ascundă părțile care sunt mai slabe.
Apoi, desigur, o altă, un alt element ar fi preocuparea pentru celălalt. La un moment dat, într-o discuție relatată în Sfânta Scriptură între cei doi, Ionatan îi spune lui David, pentru tine voi face tot ce vrei vrea. Foarte important să fii preocupat de celălalt, deși nu prea e la mod acum. Fiecare care intră într-o prietenie caută să-și satisfacă nevoile lui. Apoi, altceva care a stat puternic la baza prietenilor a fost legământul care l-au făcut unul cu celălalt. În vremurile vechi, legământul era ceva comun. Doi oameni fie își crestau undeva mâinile și deveneau cei numiți frați de cruce. Fie schimbau hainele între ei, fie schimbau armele. Apoi, desigur, un alt element foarte important, spuneam chiar la început, în definiție, este loialitatea. Dacă vrei să durezi o prietenie, trebuie să fii loial celuilalt și asta se vede mai ales când el nu-i de față. Cum vorbești despre el, cum îl susții în fața altora. Aș spune pasiunea, iarăși, e foarte importantă. Și desigur, într-o prietenie de durată, chiar dacă mulți oameni nu bagă în seamă lucrul acesta, un rol foarte important îl are Dumnezeu. David și Ionatan au spus, am jurat amândoi în numele Domnului, ca să fim prieteni și să ne susținem unul pe celălalt, dar nu numai atât, să ne susținem și urmașilor noștri, cât vom fi pe pământ. E o problemă dacă putem să mai păstrăm o prietenie după ce cineva ne dezamăgește sau nu. Cred că, din punctul meu de vedere, orice persoană are dreptul odată să greșească. Dacă lucrul ăsta se întâmplă mai des, atunci este o problemă de caracter acolo. Desigur, personal nu aș abandona neapărat persoana respectivă, aș căuta să o ajut, dar nu l-aș socoti în cercul de prieteni foarte apropiați pe care să mă pot baza. A greși îi se poate întâmpla oricui, pentru că noi oricum suntem supuși greșelilor și nu suntem perfecți. Dar când devine un obicei, atunci înseamnă probleme de caracter și aia trebuie corectată. Și cred că în momentul în care se corectează, el poate fi reintrodus în cercul prietenilor. Credeți că Dumnezeu poate să fie prietenul vostru? Da, normal. Chiar este prietenul nostru. Da. O să vorbești multe cu el. Știi că nu mai spune la nimeni. Da, de ce nu? Mă gândesc că da. Adică fiecare are o viziune personală asupra lui Dumnezeu și fiecare îl vede diferit. Nu poți să discuți cu el ca și cu un prieten, dar nu știu, nu m-am gândit la asta. Eu l-am considerat întotdeauna. De ce? Pentru că atunci când nu știam ce să fac, întotdeauna îl întrebam pe el ce să fac și cred că așa îmi venea o idee în cap. Da, el e prietenul tuturor. Da, un ajutor de nădejde, cam așa da, ceva. Poate să fie. Se poate considera că l-avem tot timpul lângă noi și ne este un prieten. Și la nevoie, când pici un examen sau când vrei să ai baftă, dă Doamne Sfântul 5. Așa că se poate considera că e un prieten. Cu el poți să discuți, să vorbești despre toate, de la el afli toate răspunsurile de care ai nevoie și dacă știi cum să comunici. Nu sunt religios. El îți oferă totul, practic. Este, până la urmă, cel mai bun prieten. Este și părinte, și prieten, și tot ce vrei. Nu știu, nu sunt așa de tare la chestiile de credință. De multe ori sunt probleme care numai un ajutor divin sau eu știu, ceva supranatural poate să ți le rezolve și se întâmplă. Și cred că numai el poate, altcineva nu. Nu cred în Dumnezeu. Dumnezeu pentru mine e foarte important, sincer, cred în Dumnezeu și, da, prieten, nu pot să zic că l-aș considera prieten, e ceva mai mult. Pentru mine cel puțin este. M-a ajutat tot timpul, nu mi-a rămas dator niciodată, chiar mi-a dat de 10 ori mai mult și îl consider cel mai bun prieten. Nu te lasă niciodată, e valabil. Chiar dacă pentru unii Dumnezeu pare mai mult un polițist, sper să nu se supere niciun polițist când aude asta, dar unii așa îl văd, undeva are un baston mare pregătit la orice greșeală să te cârpească. Nu, Scriptura tocmai îl prezintă pe Dumnezeu și în această ipostază, nu în ipostază de polițist, ci în ipostază de prieten. Dumnezeu însuși spune despre Avram, de exemplu, că Avram este prietenul meu și Sfântul Iacov îl numește prietenul lui Dumnezeu în epistola lui.
Dar asta datorită relației pe care Avram a avut-o cu Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu chiar are intenția să își formeze cât mai mulți prieteni. Dar la fel, când, ca și în prietenia dintre două persoane, și aici e nevoie de sinceritate, transparență, de ascultare. Avram a fost numit prieten lui Dumnezeu după ce într-un test extraordinar de mare care a fost pus de către Dumnezeu la un test mare în legătură cu fiul lui Isaac, un test de loialitate a fost ăsta, Avram a ascultat și a fost gata să-L asculte pe Dumnezeu. Pasiunea, desigur, iarăși e foarte importantă aici, prețuirea și Iisus Hristos însuși le-a spus ucenicilor Lui: voi sunteți prietenii mei. Și asta e ceva care mie îmi place foarte mult în Scriptură, numai că e parțial. Spune: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Aici e un secret. Dacă vrei să fii prieten cu Dumnezeu, trebuie să, zic așa, să cânți după partitura care ți-o oferă El. În materialul pe care tocmai l-am urmărit, Sami specifica ceva despre prietenia cu Dumnezeu. Ce părere aveți? Există așa ceva? Ar trebui să existe așa ceva? Laura? Ar trebui să existe. Cred că prietenia cu Dumnezeu e cel mai fain dar din lumea asta pe care îl putem avea și de care putem beneficia toți. Contează să îndrăznești să te apropii de Dumnezeu și Dumnezeu cunoaște toate gândurile mele și acțiunile mele și intențiile mele. De aceea e prietenul cel mai bun. Luce, ce părere ai tu despre asta? Este minunat să ai o relație de prietenie cu cel care te-a creat, cu cel care te cunoaște cel mai bine, căruia poți să mergi de fiecare dată, indiferent de oră, să-i spui problemele tale, să-l suni și să-i spui: uite, am problema asta, uite, îți mulțumesc pentru lucrul ăsta. Deci este minunat să ai o relație de prietenie cu Dumnezeu. Nico, ce calitate apreciezi tu la Dumnezeu? Disponibil 24/24. Cipi? Dacă prietenul adevărat te dezamăgește, am înțeles că Dumnezeu nu te dezamăgește niciodată. Și de asta cred că în primul rând trebuie să îl considerăm pe Dumnezeu un prieten adevărat. Și cred că Dumnezeu, ca și prieten adevărat, ne ajută să avem și prieteni ca și ființe umane cu care avem nevoie să comunicăm, pentru că El ne-a creat în felul ăsta să comunicăm. Dar El nu ne va dezamăgi niciodată. Se spune că familia ți-e dată de Dumnezeu, dar că prietenii ți-i alegi. E foarte important cum îți alegi prietenii. E foarte important ce primești de la prieteni, ce oferi prietenilor. Îți doresc să fii un prieten adevărat, îți doresc să ai prieteni adevărați, dar cel mai important lucru este să ai ca prieten adevărat pe Dumnezeu, cel care ne-a creat, cel care știe nevoile noastre, cel care e disponibil, cum zicea Nico, 24/24. Până la o nouă emisiune, îți dorim multe prietenii adevărate care să te ajute să te redescoperi. Dacă ai idei noi, contactează-ne la adresa de pe ecran. Până la o nouă emisiune, îți dorim să te redescoperi și să fii ascendent.